We pray. Să ne rugăm. Father in heaven, we thank you this morning for your grace and your love. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim în această zi pentru harul și dragostea ta. Thank you that you have enabled us with a mind to learn. Îți mulțumim pentru că ne-ai capacitat cu minte ca să putem învăța. Thank you for giving us wonderful teachers and professors that teach us very interesting and wonderful things. Mulțumim pentru toți cei care sunt profesorii noștri și care și-au pus amprenta în viața noastră învățându-ne. I pray that you would give them a passion to care and to honor. Mă rog, Doamne, să dăruiești tuturor profesorilor o pasiune de a le păsa, de a cinsti pe cei din jur. To truly love what they do and for who they do it. Să manifeste dragoste pentru ceea ce fac și pentru cei pe care îi învață. That as each one of the students learns. Astfel încât toți elevii să poată să învețe. That above all, as they learn math and science and geometry and geography. Ca deasupra tuturor, după ce vor trece prin toate materiile, prin știință, prin matematică, prin geografie. Literature and architecture and whatever they may learn. Prin literatură și arhitectură și oricare ar fi obiectul de studiu. May they learn to be a person of character. Doamne, mă rog ca deasupra tuturor fiecare elev să dezvolte un caracter ales. To be people of honesty and justice. Să fie oameni cinstiți, oameni drepți. Dependable and responsible. Oameni pe care să te poți baza, oameni responsabili. People that can help other people. Oameni care să ajute pe alții. Lord, give each of them a heart to serve. Doamne, te rog, tuturor de aici, dă-le o inimă de slujire. That we can feel satisfaction and gratitude in serving others and even those who are less fortunate. Pentru a găsi mulțumire și împlinire în lucrare pentru pe care o facem pentru alții, chiar dacă nu merită. And Lord, I pray for each parent. Și Doamne, mă rog pentru fiecare părinte. I pray that you would enable them to see the best in their children. Te rog, Doamne, fă ca părinții să dezvolte și să identifice ce e mai bun în fiecare copil. That they might help their children to learn and to grow up to be people of value and a people of honor. Mă rog ca părinții să ajute copiii să crească și să devină oameni de caracter și de cinste pentru societate. That people from this school could grow up to be of tremendous value in this community and in society. Elevii din această școală, pe măsură ce vor crește și vor deveni oameni mari, să fie oameni de nădejde pentru comunitate și societate. That this country and this city can continue to prosper and grow. Astfel încât țara aceasta, orașul acesta să prospere. For your glory. Pentru slava ta. And for the benefit of each one. Și pentru beneficiul fiecăruia dintre noi. And we thank you this morning for your blessing. Îți mulțumim pentru binecuvântările tale aici azi. I pray for the blessing on the administrative people here, the directors. Mă rog pentru directorii școlii. I pray that you would bless them with wisdom and guidance. Te rog să-i binecuvintezi cu înțelepciune, cu o călăuzire deosebită. Lord, you've given them wisdom to come to this place. Doamne, le-ai dat înțelepciune de au ajuns în locul acesta. Continue to inspire them. Și te rog, Doamne, să continui să-i inspiri. Bless the teachers. Binecuvântă profesorii și învățătorii. And again, bless the students for your glory and praise. Și de asemenea, te rugăm încă o dată, binecuvintează toți elevii pentru slava ta. We pray this in the precious and holy name of Jesus. Ne rugăm toate acestea în numele sfânt și drag al Domnului Isus. Thank you for loving us. Mulțumim pentru că ne iubești. Amen. Amen.